Evenimentele politice se petrec cu repeziciune atât la vârf cât și la nivel local. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție. E timpul să vorbim așa, după scurta vacanță ne reîntâlnim, așa cum v-am promis luni în ediția Audiența, cu o ediție specială în care încercăm să conturăm așa evenimentele, ce se petrece, să facem o analiză, și pentru asta am invitat în platoul emisiunii pe deputatul independent Radu Popa. Bună seara, domnule deputat! Să rămână, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor! Mulțumesc și eu pentru prezența în platou. Giurgiuveanul Radu Popa, de-al nostru. Pare rău pentru unii care sunt supărați că sunt giurgiuvean, că nu m-am... Eu mă bucur că nu m-am născut la Tulcea, mă bucur că m-am născut la Giurgiu, mă simt foarte bine aici la mine și mi-aș dori să mă simt și mai bine în anii care vor urma și nu așa cum au fost în ultimii ani. În Dâmbovița, cum vă simțiți? Mă simt și acolo foarte bine. E a doua mea casă. Am o istorie frumoasă. Ultimii 3 ani mi-am construit acolo o a doua casă. O familie, pot să spun că sunt... O fetiță superbă. O fetiță superbă, da. Mulțumesc lui Dumnezeu. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos tuturor. Astăzi, când scena politică e atât de agitată, lucrurile iau întorsături de la o zi la alta, aproape că nu le mai putem anticipa, nici analiștii nu mai anticipează, pentru că interesele sunt atât de mari. Ce face deputatul Radu Popa? Aștept și eu cu interes ultimele evoluții din PSD și în seara asta, venind către dumneavoastră, vorbeam cu unii dintre colegii mei parlamentari PSD, întrebându-i ce se întâmplă în partid, ce se întâmplă... Vă spun? Sigur că, dar vorbesc cu toată lumea, vorbesc cu jumătate din conducerea centrală a partidului, pentru că sunt prietenii mei, mă știu cu ei de 10 ani, de 15 ani, n-am nicio legătură faptul că eu am plecat din PSD. S-a vorbit acum relativ recent și cu Victor Ponta. Sunt relații cordiale cu Victor Ponta. Nu ne-am certat niciodată, nu cred că ne vom certa vreodată. Am punctele mele de vedere, nu renunț la ele, le știe. I-am dat și un mesaj săptămâna asta spunându-i că îmi pare că am avut dreptate, Dragnea. Da, ați cam prezis scenariul dar așa. Dar este așa cum i-am spus tot timpul că este. Îmi pare rău, i-am și spus, îmi pare rău că am dreptate, dar n-am niciun merit pentru asta. Este în întregime și în totalitate meritul domnului Dragnea. Să știți, vă întrerup puțin, să știți că astăzi am zis, zilele acestea, mai precis ieri, nu astăzi, am discutat cu cineva din proximitatea lui Victor Ponta care spunea așa, este prost consiliat. Nu știu dacă e prost consiliat, nu îmi permis să fac astfel de aprecieri. El este un polițian matur, nu cred că are, sincer acum, nu cred că a avut niciodată nevoie de consilieri, nu cred că are nici acum nevoie de consilieri. Poate pe domenii specifice, pe sănătate, pe economie, probabil că acolo da, dar în politică nu cred că are nevoie de consilieri. În schimb, e o perioadă foarte grea pentru el. Din păcate, eu o spun cu regret, pentru că performanțele guvernului sunt bune, cred că va pierde guvernul Victor, pentru că presiunea și internă și externă, dar și din interiorul partidului, începe să devină foarte mare. Va reuși să o impună pe Rovana Plumb, după părerea mea, în fruntea partidului, dar cel târziu, în septembrie, va pierde șefia guvernului. Ce părere aveți despre Rovana Plumb? Este o doamnă care a reușit o performanță pe care n-au reușit-o foarte mulți bărbați, și anume să facă politică, eu o știu pe Rovana Plumb în politică din 1998. Da, și eu, de când eram mică. Da. Deci face politică, eu o știu de 15 și cu 2 de 17 ani, și a reușit o performanță pe care n-au reușit-o foarte, foarte mulți oameni. Să n-aibă niciun dosar penal și să n-aibă legată de... de ea niciun scandal mare de... Cu toate astea are foarte mulți bani, Rovana Plumb. Rovana, probabil că are foarte mulți bani. Are foarte mulți bani. Eu nu știu și cât, ea. Eu nu știu câți bani are Rovana, că nu m-a interesat, dar trebuie să spunem că într-o lume în care fiecare dimineață ne trezim cu un politician arestat sau cel puțin chemat pe la DNA sau potcovit cu un dosar, Rovana a reușit în 17 ani de politică să n-aibă niciun dosar, ceea ce e o performanță, având în vedere că a fost de 2 ori ministru și mai are și șefia unei agenții guvernamentale pe care a deținut-o 4 ani, dacă nu mă înșel, păi, sau Anastase și... domnul deputat, a reușit în 17 ani să nu aibă niciun dosar penal. De când s-a dat drumul la dosare?
Acum, cât să poată și oamenii ăștia, cât de repede, Doamna, să știți că sunt oameni care au reușit într-un singur mandat de ministru în 2012-2015 să facă rost de câteva. Da, să facă rost de câteva, adică totuși e o performanță. Acum, nu sunt eu în măsură să analizez rezultatele sau mai puțin performanțele doamnei Rovana Plumb în cele două pasaje ministeriale pe care le-am avut, dar faptul că dumneavoastră presa n-ați semnalat nimic zgomotos, nimic deplasat, mi se pare că e ok. Adică... Ne întoarcem la deputatul Radu Popa. Ne întoarcem la deputatul Radu Popa. Sunt în vacanță, mă bucur de vacanță și eu. Am văzut. Sunt chiar relaxat, am 5 luni de când, să știți că sunteți prima televiziune care am apărut de în martie și până astăzi am evitat toate televiziunile probabil că ați văzut. Până în decembrie nu mă duc la nicio emisiune, nu mă dau nicio declarație de presă. Dar la TV Giurgiu mai veniți. La Giurgiu vin pentru că sunt giurgiuvean. Mă simt aici ca acasă și am să vin oriunde, oricând mă invită o televiziune sau un ziar sau oricine la Giurgiu la o discuție, am să vin cu mare plăcere pentru că mă interesează ce se întâmplă în orașul ăsta. Eu visez ca într-un orizont așa de 10 ani, de 15 ani să mă întorc aici și să trăiesc aici ca un pensionar serios, plimbându-mă prin parcul, prin alei, prin oraș pe aici, cum se plimbă pensionarii până la Romarda, prin parcul acolo. Așa mă visez. Și de asta mă interesează. Mi-aș dori foarte mult ca să se întâmple. În aceeași fotografie, în același tablou, vă visați? Da, nu știu. Mă visez aici, în oraș. Mă visez alături de prietenii mei, mă visez alături de oamenii cu care am copilărit. Mi-ar plăcea foarte mult să am mai mult timp să petrec cu ei. Îmi reproșez de multe ori că nu reușesc să ajung decât la zilele lor de naștere sau la zilele copiilor lor și așa mai departe, adică n-am reușit tot timpul la Dar botezuri. Dar ajungeți. Ajung, da, da. Aici am venit de mai multe ori și la botezuri și la anunți și la aniversări și sunt legate foarte mulți, am foarte mulți prieteni în oraș, mă bucur și mă mândresc cu ei. Pentru mine și de când intru de la Remuși încoace încep să mă liniștesc așa, cred că e o chestie de energie. Da. Am văzut că acum e cu Facebook-ul, cu aceea este interfața, da, unde transpare cam tot ce face fiecare și am observat așa, n-aș ști cum să o descriu imediat, ca pe o evoluție, o escaladare spirituală a dumneavoastră. V-ați întors un pic cu spatele către vârtejul ăsta și da. Politic și social și intenționat v-ați liniștit. V-ați schimbat și lucrul. M-am schimbat și lucrul, da. Am avut o dezamăgire și trebuie să o spun asta. Am avut o dezamăgire în decembrie că am pierdut alegerile. Mi-aș dori foarte mult ca Victor să devină președinte de România. Îmi pare rău că n-a reușit și el și n-am reușit nici noi cu toții să îl ducem la Cotroceni. După aia a fost un episod în care am crezut că lucrurile trebuie schimbate pentru că sunt foarte ajuseseră pe mare curaj ați avut atunci, ieșind la declarații primul și arătând cu degetul către Liviu Dragnea când încă nu era prins în copci așa. Eu vreau să spun sincer că după război mulți viteși se arată. Eu am spus tot timpul și Victor Ponta știe asta. Eu i-am spus tot timpul că Dragnea este cel care trage partidul în jos, într-o formă mai puțin elegantă decât vă spun dumneavoastră acum. I-am spus tot timpul că el este principala piatră de moară a lui în campania electorală. Așa cum am scris într-un material pe Facebook la mine, mereu mi-a zâmbit așa misterios, așa am vrut să-mi arate, să-mi spună că stai liniștit, că controlez eu lucrurile. Superioritate așa, nu? Nu superioritate, nu, mister. Avea ceva că îmi spunea că el, să stau liniștit, că știe el ce face. Da. Mi-aș fi dorit să fie așa. Viața mi-a arătat că n-a fost așa și că prima ocazie pe care a avut-o Liviu Dragnea să-l înjunghie pe la spate, n-a ratat-o. Situația actuală, da? Situația asta arată, din, nu? Situația. Așa știți dumneavoastră și de la prietenii din PSD și este cuțitul în spate de la... Ieri a fost o ședință, nu știu dacă știți, că în ședința respectivă doi oameni s-au ridicat și au criticat decizia lui Victor Ponta de a o nominaliza pe Rovana Plumb. Dom'le, cum e? Unul e Liviu Dragnea și altul e Nicu Bătălău. Da. Nu știu dacă știți. Da, în ședința de ieri de la PSD, BPN-ul ăla, da, doi oameni s-au ridicat și au zis că nu sunt de acord cu decizia lui Victor Ponta.
Liviu Dragnea și Nicolae Bădălău. Dom'le, cum vii condamnat? Condamnat? Fie și cu suspendare. Și spui că vrei, că vei candida, că vrei să iei puterea, să vrei puterea și să reconfigurezi o politică, să vii cu o politică nouă a PSD-ului. Cu ce politică nouă ar putea să vină Liviu Dragnea? Serios acum. Principalul motiv pentru care PSD-ul a pierdut alegerile e această imagine de corupție pe care o degaje partidul prin toți porii, datorită lui Liviu Dragnea și baronilor care sunt lipiți de el. Îmi pare rău să o spun, oamenii ăștia au nenorocit România. Mai mult sau mai puțin conștient, ei au nenorocit România. De ce? Pentru că nu poți să strângi banii din toată România într-un buget și să stabilești pe un nene, că îl cheamă Dragnea, Popescu, Ionescu, Vasilescu, și lasă să împartă banii către oamenii care sunt lui apropiați. Nu știu dacă știți, dar aici vorbim despre statistici. În ultimii 3 ani de zile, firma Tel Drum a domnului Dragnea a devenit al 4-lea asfaltator din România. Da. Păi, scuzați-mă, mie nu mi se pare normal ca pe banii dumneavoastră și ai dânsului și ai tuturor celor care se uită la noi și acum. Și cu ce logistică? Cu ce? Și cu cine? Cu oamenii ăștia despre care vorbim. Și atunci mi se pare, cum să zic, nici nu cred că putem discuta. Arată și lipsa de respect față de români. Nu poți să te condamne cineva într-un dosar, hai să spun că nu e definitiv, dar urmează să fie definitiv în câteva luni, când 25 septembrie are ultimul termen la completul de 5 la Înalta Curte. Nu se poate să te condamne cineva și tu să vii să spui că vrei și fii a partidului de guvernământ. Cu o politică nouă. Felicitări pentru emisiune, salutăm invitatul dumneavoastră, deputatul Radu Popa. Mulțumesc frumos. Succes deputatului Radu Popa, este unul dintre giurgiuvenii de succes la nivel național. Da. Mulțumesc frumos. Eu, sincer, sunt flatat și nu cred că merit toate cuvintele astea frumoase. Mi-aș dori foarte mult să nu fiu eu singurul care reușesc. Mi-am dorit foarte mult ca mai mulți giurgiuveni să reușească. Unii au reușit, au ajuns în Parlament, unii au fost propuși să ajungă în guvern și n-au reușit, cum e cazul lui Răzvan Cuc, despre care domnul Bădălău ne-a spus că îl pune la Ministerul Transportului. Poate îl pune acum că s-a schimbat ministrul și... Da, a zis cam de multicel. Mi-aș fi dorit foarte mult pentru el să reușească. Ca da, și este și un... Da. Promite. E un băiat tânăr care promite, da. Mi-aș fi dorit foarte mult să ajungem să vorbim, să se vorbească la nivel național. Sunt multe orașe despre care se vorbește bine și în guvern și în ședințele. Domnule deputat, cum Dumnezeu să se vorbească la nivel național când aici se sabotează? Se autosabotează. Despre ce vorbim? Și așa, ca să mergem pe repede înainte, vreau să-mi spuneți Klaus Iohannis ce părere aveți? Foarte proastă, nu proastă. De ce? Doamnă, nu știu dacă sunt eu, sunt subiectiv în mod evident, sunt subiectiv. Am spus mai devreme că mai aș fi dorit să câștige Victor Ponta. Da. E mai rău decât vă așteptați? E mai rău decât mă așteptam, da. Asta mă pregăteam să spun și încăutam cuvintele să vă spun drept. Deci e mai rău decât mă așteptam. L-am auzit zilele trecute, ieri, dacă nu mă înșel, criticând codul fiscal. Probabil că dânsul fiind profesor de fizică, nu știu de ce, profesor, da. O meserie onorabilă, o profesie onorabilă, de altfel. Poate nu înțelege, dar normal ar fi ca o echipă de consultanți, o echipă de consilieri, o echipă de specialiști de la Banca Națională, cineva să-i explice. Eu înțeleg poziționarea prudentă a guvernatorului BNR, este în modelul cu care ne-a obișnuit Muguri Sărescu. Prudența este numele lui de botez al lui Sărescu. Dar nu se poate ca un cod fiscal care reduce TVA-ul, anulează impozitul pe dividende, tu să spui că nu te gândești să nu-l promulgi, fără să ne dai nicio explicație. Cum l-a ținut pe FIFOR 3 săptămâni și după 3 săptămâni a descoperit că, de fapt, FAUR era incompetent. Ok, nici eu nu cred, dacă mă întrebați în particular, nici eu nu cred că FIFOR era bun de ministrul transporturilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l ții 3 săptămâni cu greva de la Romața, cu 1000 de probleme. Ministerul Transporturilor e un minister mamut. Nu e ministerul culturii, nu e ministerul tineretului, să zici că ne jucăm de aia miniștri și dacă nu e ministru, conduce nu știu ce director, dacă pleacă ăla în vacanță, mai pleacă. Nu, vorbim despre o instituție. Ministrul Transporturilor în fiecare dimineață are de-a face cu 212.000 de oameni. I-o fi plăcut modelul Băsescu? E departe. E diferență cosmică între ei doi. Băsescu înțelegea toate problemele, înțelegea și economie, înțelegea și industrie, înțelegea și politică. Săracul Iohannis nu înțelege nimic.
Dar nimic, e așa, e, cum să vă zic, e, dacă nu e nicio diferență între el și un primar de-al nostru de aici, de la, nu știu, de comună, să nu dau niciun exemplu. Serios, nu e nicio diferență. Omul e dincolo de orice imaginare, nu se poate. Vin 1000 de oameni din Basarabia, vin pe jos până la București și tu pleci să te duci la, și tu pleci la Sibiu și primești la Cotroceni cu o echipă de consilieri și stăteau oamenii pe jos prin Palatul Cotroceni, nu le dă nimeni un pahar de apă, adică, Doamne, nu se poate, adică, 1000 de oameni, vă dați seama, să vină pe jos, au venit cu trenurile, cu ce au găsit și ei să vină de la Chișinău, spre onoarea lor. Da. Și tu pleci că ai treabă, că te duci tu la Sibiu să o iei pe doamna Iohannis. Cine ce să înțeleagă? Spuneți-mi cine ce să înțeleagă. Da, fiecare înțelege ce vrea. Ne întoarcem la Giurgiu în ultima perioadă. A fost marcată de un eveniment găzduit de Asociația Unis pentru Giurgiu, de care sunteți și dumneavoastră apropiat, da. Și inițiată de deputatul Florian Nicolae. Avem și un material cu ce s-a întâmplat acolo, după care comentăm, pentru că știți ce s-a întâmplat. Știu sigur ce s-a întâmplat și aș vrea să vedem materialul ca să fie toată lumea la curent cu... Exact, el a mai fost difuzat și în audiența și în jurnalele TV Giurgiu, dar ar fi frumos să ne reamintim. Vineri 3 iulie, primarii localităților riverane Dunării din România și Bulgaria, alături de Asociația Comunităților Locale Riverane Dunării, reprezentanții Ministerului Afacerilor de Externe din România, precum și alte organizații intercomunitare din Bulgaria și România, au semnat declarația Traversările Dunării, principala temă din cadrul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de transporturi pe Dunărea Inferioară. Toți reprezentanții uniți de același scop comun, construirea a 12 noi traversări ale Dunării între România și Bulgaria, și-au exprimat aprecierile față de inițiatori, în speță domnia sa Jürgen Eisel, coordonatorul Centrului Tehnologic Sofia, Asociația Uniți pentru Giurgiu, Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunărene, Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării și Grupul Parlamentar de Prietenie România-Bulgaria, reprezentat de deputatul Florian Nicolae. Eu sunt născut chiar în orașul Lom, mi-am petrecut copilăria acolo și pentru mine cu atât mai mult este importantă acea relație între cele două popoare. Mai adesea cu privire la faptul că noi locuim în Bulgaria de nord-vest și vis-a-vis avem partea sudică a României, ne confruntăm cu aceleași probleme din partea ambelor părți ale Dunării. Avem o infrastructură foarte precară, cu un procent foarte mare, nu aș vrea să spun niște cifre, să dau niște cifre concrete, dar este un șomaj de o amplare foarte mare. Iar migrația economică a populației noastre influențează extrem de mult dezvoltarea economică a regiunii. Și așa cum spune o vorbă bulgărească, până la urmă că să ne ajutăm noi, că să ne ajute alții, mai întâi trebuie să ne ajutăm noi. Eu niciodată nu aș putea să despart nevoia uriașă care au ambele maluri ale Dunării, indiferent de orașul la care ar trebui să fie construită o infrastructură. Dar concret despre orașul nostru vă voi vorbi în rândurile următoare. Trebuie să avem în vedere că fix prin Silistra ar trece cel mai scurt drum, care vine din fostele Republici URSS, trece prin România, continuă prin Bulgaria și ajunge în Orientul apropiat și mijlociu. Noi în clipa asta avem un drum care îl folosim prin Șume și care este cu 106 km mai lung față de unul care ar rezista cu un asemenea pod. Dacă ar fi să discut cu europenii din vest, le-aș spune că 6 plus 12 egal 51. Cum? 6 plus 12 fac 18. Nu, este 51. Adică la fiecare 51 de kilometri avem nevoie de o traversare a Dunării. În orice alte locuri ați merge prin Europa sunt distanțe mici între poduri, dar noi avem 155 de kilometri între traversări. De exemplu, între Calafat și Giurgiu sunt 307 kilometri. Am fost întrebat, este oare o greșeală? 307 kilometri? Nu este posibil. Ba da! Este. Asta este realitatea. Asta este viața noastră pe Dunărea Inferioară. Pentru asta, cred că dacă discutăm cu Parlamentul European, Comisia Europeană și alte foruri, trebuie să înțeleagă că situația din prezent trebuie să se schimbe. Declarația este foarte importantă pentru ca toată lumea să vadă că acum suntem un grup de orașe de pe Dunărea Inferioară. Toate orașele pot semna această declarație, fie că sunt sau nu riverane Dunării, pentru că avem nevoie de solidaritate.
Inițiatorii evenimentului au propus în cadrul întâlnirii ca lucrarea intitulată Traversările Dunării pe Dunărea Inferioară să fie transmisă Fondului European pentru Investiții Strategice, acolo unde trebuie preluate proiecte care, de fapt, aduc crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economică în zonă. Ce au declarat participanții cu privire la această inițiativă unică în România și Bulgaria, puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Da, ne-am întors în direct cu deputatul Radu Popa, ați văzut ce s-a întâmplat? Am văzut, da. Ați văzut, dar acum ați văzut imaginile? Da, n-am văzut punctul de vedere al domnului primar. N-a fost la conferință? Nu. Cum, primarul de la Giurgiu n-a fost la conferința asta? Nu, n-a fost. Nu a fost pentru că, bine, nici nu a răspuns, nici nu și-a motivat cumva absența. Era o ședință de Consiliu Local care nu s-a ținut din lipsă de quorum, a stat acolo într-o ședință de Consiliu Locală, dar a avut o reacție după acest eveniment pe care vă rog să o urmărim împreună. Iar mie îmi place totdeauna să fac așa paralele între replici celebre din filme și situații. Că, viața bate filmul de multe ori. Că un el și o ea, îndrăgostiți amândoi, și ea îl întreabă pe el, ce meserie ai? Și el îi spune, sunt constructor de poduri. Și ea îmi spune, ce fel de poduri? Poduri peste inimi sau poduri peste suflete? Stau și mă gândesc. Stau strâmb și gândesc drept sau stau drept și gândesc strâmb? Cât de naiv poți să fii plătind bani mulți ca să-ți vină un Peter Langer, tot respectul, este șeful meu, dacă e să o luăm pe scară ierarhică, de la Asociația Orașelor și Regiunilor din Valea Dunării, Aizele, care la fel este reprezentantul tot asociației pe Bulgaria, și au mai venit și primar după colo, să vii să spui, domnule, ne ducem și ne batem la Bruxelles să facem 12 poduri pe Dun. Campania e campanie. Voi candida la următorul mandat. Voi candida. Eu voi candida la municipiu. Mie îmi pare rău și aici nu vreau să intru în foarte multe lucruri. Dar când am mers la partid, mi-au reproșat. Pentru că în baza acelui înțelegeri pe care am avut-o la alegerile locale, l-am susținut și l-am promovat și l-am propus parlamentar PSD de Giurgiu. Ați auzit, l-a susținut să devină parlamentar. Adică... Mai mult de atât, parcă așa, grație domnului... Acum, sincer să fiu, eu mă gândeam să spun că bine îi face lui Florin cel că îi face. Pentru că, da, știți că românul are o vorbă cu facerea de bine. Nenicul ăsta pe care tocmai l-am văzut în imagini mai devreme... Nu era... Este domnul primar. Da. Era un particular pe stradă. Și într-o iarnă din 2012, prin februarie, așa, la o masă undeva în București, se ruga de Florian Nicolae să candideze, să renunțe la candidatura la primărie, să candideze el. Și acum văd că zice că dacă nu era el, nu mai ajungea Florian Nicolae deputat. Bine, el nici nu era la PSD. Doamnă, oameni buni, dragi giurgiuveni, nici nu merită să spunem că omul ăsta ne-a înșelat, pentru că însă și existența lui reprezintă o fraudă. El este un primar ajuns printr-o fraudă, el i-a păcălit pe toți. Nu pe ziceți așa, puteți să demonstrați lucrul ăsta? Da. El i-a păcălit pe giurgiuveni, i-a păcălit pe pededești, l-a păcălit pe Florian Nicolae, ne-a păcălit pe toți. Păi cum demonstrați? Păi sunt oameni, sunt vii. Păcălit, adică a fost o deziluzie? Nu, o păcăleală, exact cum înțelege românul, o păcăleală. Lui Florian Nicolae i-a spus că să se retragă, că stă el mai bine în sondaje decât Florian Nicolae și că dacă o să candideze amândoi, o să piardă amândoi alegeri și o să câștige lui Cilescu, ceea ce era o minciună, și o să vin eu cu o probă devastatoare pentru Barbu, pentru că la masa eram trei oameni și o să vin eu cu al treilea om, da?
Cei de la PPDD le-a spus că dacă o să-l susțină, o să facă echipă cu ei și când a ajuns în primărie, nu știa cum să-i arunce de pe acolo mai repede, da? Lui Florian Nicolae, uite ce-i face și ce a făcut, da? Cel de la PSD le-a spus că o să facă echipă cu ei și cu... Păi viceprimarul a fost de la PPDD. Bine, așa a vrut Dumnezeu și așa a vrut Giurgiu Veni, să aibă PPDD-ul 10 consilieri. Dar întrebarea mea este următoarea, tu dacă erai PSD-ist, da? Trebuia să te, sau mă rog, ziceai că ești cu PSD-ul, trebuia să te bați să pui pe unul de la PSD, viceprimar. Deci nu vreau să mai insist. Eu vă spun de 3 ani de când a ieșit primar, da? Dumneavoastră și celor care se uită la emisiunea asta, vă spun de 3 ani. Omul ăsta nu merită nici măcar să-l bagi în seamă. Vă spun că nu înțelege nimic de administrație, uitați-vă cum pune problema. Da, că vine unul și l-a mituit, a cumpărat pe nu știu care. Păi mă, necuța, asta e la butelii, mă, barbule, nu merge să cumperi, ăsta e oficial european. Cum să-l cumperi? Ce mă duci și îi spun, hai că-ți dau o șpagă, vină cu mine la conferință? Vedeți mentalitatea lui Dragnea, ăștia sunt oamenii lui Dragnea. Bine, a zis asta câți bani a cheltuit sau ceva de Doamnă, gen. Asta e în ce sens? Asta e mentalitatea lui, dă mie în afară de trei fursecuri? Pe sumasă, pe nu știu unde, dăm lucrările să ți le rezolvi. Dar de ce n-a fost acolo primarul nostru? Pentru că Giurgiu pentru că are nu înțelege, nevoie. Credeți-mă că nu înțelege. Dacă îl întreb de ce să fi fost acolo, el nu știe să spună de ce. El spune, păi de ce să mă duc eu? Ce te-a făcut Florian Nicolae ceva și mă duc eu? El atât a înțelege. Bine, și atunci, el nu este primarul lui Florian Nicolae, nici al, nu știu cui, al familiei lui, este primarul orașului. Ar trebui ca această strategie pentru dezvoltarea orașului care cuprinde toată traversarea Dunării, el să se bată cel mai tare, nu deputatul să se bată. El, păi nu, primar. Că a spus că deputatul n-a făcut nimic de când este. Păi, dar eu știu de un an de zile de când se bate. Deci Florian Nicolae mi-a transmis mie 1000 de materiale, 1000 de mape, uite cum e mapa asta. Deci mi-a trimis 1000 de materiale de mail-uri, m-a nebunit. Că n-a făcut nimic pentru grădiștea, pentru nu știu ce, să spunem un proiect să... Hai să lămurim problema cu grădiștea, că eu unul m-am săturat de problema cu grădiștea. Problema grădiștea, comuna grădiștea, este... Adică așa, ai domne, n-a fost în stare să facă un poduleț la grădiștea, da. Și... Grădiștea este în colegiul senatorial al domnului Pădălău. Florian Nicolae este deputat de Giurgiu. De Giurgiu, asta am spus și dar eu. Dar domnul Barbu, pentru că e frică să spună adevărul, da? Nu zice domnul Pădălău trebuia să se bată pentru grădiștea. Zice, nu s-au bătut Florian Nicolae. Pentru că minte, am să-i spun adevărul. La buget, acolo unde se fac amendamentele, un coleg deputat a propus pentru mai multe comune, în situația cum e și grădiștea, da? Pentru mai multe comune, să susținem toți amendamentul lui. Un alt, de la alt partid. Și noi toți, și Florian Nicolae, și Liliana Ciobanu, și eu, cred că și Marina Anton, nu știu, dar n-am fost atent de ce să vă mint, dar la ei doi m-am uitat și știu sigur că au votat pentru, da? Au fost vreo 40 de voturi din 500 ceva atunci în sală. În favoarea alocării de fonduri pentru grădiștea. Deci eu pe Liliana Nicolae și pe Florian Nicolae am văzut cu ochii mei când au votat. Nu știu, repet, dacă va vota și Marina Anton, o fi votat, nu știu. Dom'le, nu poți să vii și să minți doar că nu știe nimeni ce s-a întâmplat la buget și să vii să ne spui că de ce nu s-a ocupat Florian Nicolae. Pentru că nu se ocupă de grădiștea, de exemplu, se ocupă de Giurgiu, da? Și pentru că tu dacă vrei să faci ceva cu... Ai venit la PSD, când ai venit la PSD Nicolae Barbu, ai venit și ai spus, dom'le, vin la PSD că dacă nu sunt la partidul de guvernământ, n-am bani. Și după 2 ani jumate de când ai venit la partidul de guvernământ, ține-ne și nouă pe o coală. Păi a declarat că a adus 100 de milioane... De ce? De lei vechi. De euro. De euro. Sau mai... de lei vechi. Poate de lei vechi o fi adus. De lei noi, pardon. Nu 100 de milioane de lei vechi. Nu. Doamna, nu. Și unde nu sunt? Mulți bani, nu știu. Și doamna, 7.000 de locuri de muncă. Sunt? Și 7.000 de locuri de muncă. Dacă sunt 7.000 de giurgiuveni care s-au angajat pe proiectele domnului Nicolae Barbu, eu, Radu Popa, mă dezbrac aici și plec și nu mă mai auzi niciodată de mine. Dacă sunt 7.000 de oameni care s-au angajat pe proiectele făcute de primarul Barbu, eu plec din Giurgiu, din politică și mă arunc în Dunăre. Dacă nu, să vină domnul Barbu aici să ne spună cât trebuie să ne mai mintă ca să-l credem că este primar. Că el primar nu e. Săracul de el. E orice vrea el, dar numai primar nu e. Da, este... Eu aș fi curios să iau o coală a patru și să spună, domnule, în 2012 am promis asta, asta, asta și asta. În 2015... Nu să-mi dea mie raportul, să la Giurgiu Veni, că așa. Dar ce părere? În 2015 am făcut asta, asta și asta și asta. Vă spune și ce a făcut? Că am vorbit cu Giurgiu Veni. A luat locurile, atât a făcut. A luat locurile de parcare de la privat, care erau ale privatului, da? Le-a luat la primărie, le-a ținut un an de zile și acum le ia taxe și impozite la aceleași, pe aceleași locuri de parcare pentru primărie. Nu era bun privatul că
făcea curat, că văruia, că întreținea, că avea și niște... Nu era bun. Am zis că luăm noi la primărie, să luăm noi bani. Vă dați seama ce minte are el. Trebuie să fie administrator, un trebuie să aibă o viziune de ansamblu. Păi eu l-am criticat pe Luci Iliescu când nu a visat el în viața lui să... Dar el nu e nici la... E clasa a patra pe lângă Luci Iliescu. Luci Iliescu e de facultate și el e de clasa a patra. Nu înțelege nimic de orașul ăsta. Vai de capul lui, de nu... Uitați-vă cum arată orașul. Uitați-vă cum arată orașul. Dacă ăsta e oraș de Dunăre, înseamnă că eu sunt de la munte, de la Viforâta. Am venit acum și nu știu cum arată un oraș. Dacă ăsta e oraș de Dunăre, port dunărean, să nu faci nimic în port, să nu faci nimic. Vă dați seama, noi am putea să facem aici din portul ăsta. Eu am mai spus tot de 10 ori, dar cui s-o spui? El vrea să facă piață de pește. Deci uitați-vă câtă minte are omul ăsta. El primar în oraș de Dunăre, el vrea păi să ce facă... are, domne, piața de pește? Doamnă, n-are nimic. E foarte bine să faci și piață de pește, dar piață de pește faci după ce pui în valoare portul, după ce atragi barjile, după ce faci aici un spațiu în care să... De agrement ceva. Nu de agrement, și de agrement industrial. Pentru în primul că... rând, trebuie să fie un punct. Uitați-vă ce se întâmplă la Constanța, la o scară mult mai mare, dar putea să comprime de 10 ori și să aducă niște bani, niște investitori, să le dea niște facilități pe aici. Să... Nimic, el se ceartă cu Răzvan, cu pe zona liberă, de ce nu faci, de ce nu... Nu înțelege nimic, exact ca la butelii. Și dacă se întâmplă o acțiune ca cea pe care tocmai ați urmărit-o mai devreme și alte acțiuni și lucru bun inițiat de deputatul Florian Nicolae, imediat iese în conferință de presă și reclamă. Este în campanie electorală. Deputatul este în campanie electorală. Dom'le, deputatul n-a răspuns la niciun fel. Avem un telefon, mă opresc acum, anunță regia, avem un telefon. Bună seara! Să rămână, doamna Drăgulin. Bună seara! Bună seara! Stoienasem! Vă rog să repetați! Stoienasem! Bună seara! Bună seara! Română! Pentru domnul deputat, o întrebare. Vă rog! Domnul deputat, mă auziți? Vă ascult, domnule, sigur că da. Da. Am un copil cu dizabilități. Ascultați cu atenție, domnule deputat, să... Cunosc problema omului. Așa, doamne, îl cunosc ia și pe copilaș. E trist. Da, vă rog. Să zic eu. Vă rog, da. Da, da. Deci, domnul deputat, conform legii 1 pe 2011, copilul trebuie să primească niște drepturi. Da. Eu nu le-am primit nici de la Consiliul Local, nici de la Consiliul Județean. Vă rog să spuneți ce problemă are copilul ca să înțeleagă domnul deputat. E cu dizabilități. Este clasa 10-a la liceu și are probleme, se numește CUCES, Cerințe Educaționale Speciale, care este integrat în învățământul de masă. Conform legii 1 pe 2011, el trebuie să primească anumite drepturi. Aceste drepturi sunt, în primul rând, normă de hrană, 16,60 lei pe zi, plus 7.750 anual, pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru cazarmament. Acum, eu am făcut cerere și la Consiliul Local, adică la domnul primar Barbu, și la Consiliul Județean. Și aruncă unul pe altul. Legea 2011 spune că se acordă ordonanța 712 pe 2013 precizează cum și cât și de unde să rețină acești bani. La fel, a fost modificată de domnul Victor Ponta în ianuarie 2015 cu... Deci a fost modificată doar și spune care sunt drepturile. Eu am făcut cerere din 2013 și nu am primit niciun ban. Da, ați primit și are probleme de sănătate. Da, mă scuzați că vă întreb, ați primit vreun răspuns de la Consiliul Local, de la primar? De la Consiliul Local am primit în 2014, făcând cererea în 2013,
că de aceste drepturi se ocupă Consiliul Județean. Dumneavoastră locuiți în municipiu sau în județ? În municipiu. Sunt în municipiu. Eu. Și am mai făcut încă o cerere. Eu am fost la Ministerul Educației Naționale. Da. Am vorbit acolo cu... Mă rog, nu mai trebuie să mai continu. Și mi-a zis clar, drepturile sunt plătite de Consiliul Local, adică de primărie. Așa este, da. Păi de-aia am întrebat unde locuiți. Da. Acum, Ordinul 5574 spune clar, oriunde locuiești, aceste drepturi se plătesc de către unde înveți, de către școala la care înveți, de către autoritățile locale. Am făcut din nou o cerere lungă și nu mi s-a răspuns nimic. Am scris pe Facebook și a zis, domne, am răspuns la prefectură, la Ministerul Educației Naționale și la Consiliul Județean. Și am scris, domne, răspundeți-mi mie, clar, oficial. Și nu am primit niciun răspuns. Ați fost într-o audiență? Păi nu pot să merg, că sunt audiențele, sunt programate până anul viitor. Ale cui audiențe sunt programate? Poftim? Ale cui audiențe sunt programate până anul viitor? Ale cetățenilor. Unde, la primar? Da. Și da. N-ați reușit să intrați în audiență la primar? Anul ăsta nu. Eu am intrat mai devreme, adică... Mai devreme fiind, am trecut în 2014, în care, primind o adresă de la Ministerul Muncii, da. Aia a păcat în cap, că toate drepturile se plătesc de Consiliul Județean. Și așa a rămas. Bun, am o rugăminte la dumneavoastră. Consiliul Județean da. Se ocupă de toate școlile speciale, care le avem în Giurgiu. Singura școală specială este școala de lângă școala 6, specială. În rest, nu avem niciuna. Și nu avem nicio legătură. Copilul este în școală normală, la liceu numărul 2. Ia. Da, și e premiant. Nu mai contează asta. Ba, contează. Că totodată mai contează și asta. Am o rugăminte la dumneavoastră. Lăsați-vă, rog frumos, telefonul în regie și am să vă contactez după emisiune și mâine am să o contactez și pe doamna ministru Lovana să vedem, pentru că eu cred că suntem în fața unui abuz. Este imposibil. Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule deputat. Chiar vă rog și eu, deci, pentru că eu cunosc situația. Lăsați telefonul în regie acum. Eu am să vă sun și după emisiune și mâine ne auzim la telefoane și o să fac eu o solicitare către doamna ministru să vedem de ce sunteți... Vă rog, o interpelare în Parlament. A, interpelare așteptați până la toamnă, că suntem în vacanță. Da, doamna Rovana Plumb, care este... Ministrul Muncii, Protecției Sociale. Președinta PSD-ului. Dar nu, e ministrul muncii și al protecției sociale și de-aia dânsa e... Da, e ministrul învățământului care trebuie să răspundă. Păi da, dar dumneavoastră sunteți aici pe o problemă socială mai mult decât pe o problemă educațională. Păi da, ordinul 5574 e al ministrului învățământului. Bun, eu cred că... E 2011. Da, o să... Bun, vorbim după. Bine, vă rog să vă lăsați numărul în regie și o să vă sune domnul deputat, vă garantez lucrul acesta. Mulțumesc frumos. Mulțumim pentru telefon, domnule Stoenaș. Acum eu nu înțeleg sincer, săracul omul ăsta disperat cu o problemă. Eu îl cunosc și pe copil și pe om și întâmplător îi cunosc. Deci, eu nu pot să înțeleg. Cum are primarul programate audiențele un an de zile de acum încolo? Eu n-am auzit de primarul ăsta decât în vacanță să fie. Eu n-am auzit de el decât că e la Viena, n-am auzit decât că e în Tenerife, n-am auzit să fie la primărie. Eu nu știu dacă credeți că are birou. Eu cred că ar trebui să facem un concurs să vedem dacă... Să facem un concurs să vedem dacă omul chiar are birou la primărie, că eu cred că nu are birou la primărie. Are, dacă eu l-am văzut. Tot timpul, l-ați văzut? Da. Deci e clar, dar înseamnă că chiar are. Are. Deci cum are el audiențele programate un an de zile de acum încolo, dacă el e tot timpul plecat, Dumnezeu meu? Păi cum să se ocupe? De cine să se ocupe? Mă rog. Eu vă întreb așa, de ce atunci când se întâmplă un lucru bun, ca cel pe care l-am văzut mai devreme și nu este singurul, domne, până la
la reacțiile celor de la poliția locală. Este o problemă și acolo de care mă întrebați până să intrăm în emisiune și am spus că discutăm în emisiune. Reclamă și leagă de o campanie electorală a deputatului Florian Nicolae. E în campanie, e în campanie. Acestea sunt afirmațiile primarului. Doamne, nu înțeleg de ce nu se apucă toată lumea de un fir să tragă într-un sens pentru amărâtul ăsta de oraș. Doamne, nu se poate. Nu se va putea face asta foarte curând. Să vă spun de ce. Îmi pare rău că dau vestea asta a giurgiuvenilor. Barbu este în propria lui campanie electorală. Păi nu, că zice că deputatul e în campanie. Deja este Barbu deranjant. Este în propria lui campanie electorală. Inclusiv pe în mine interior... mă târăște în chestia asta, pentru că dacă realizez o anchetă, o emisiune îmi spune că a început campania electorală. Aici n-a început, la dumneavoastră, dacă v-ați anunțat candidatura. Nu știu dacă merită discuta prea mult despre punctul de vedere al primarului, pentru că el ar trebui, ce face primarul, n-ar trebui să se vadă, nu știu, în conferințele de presă sau... trebuie să se vadă pe stradă. Adică dumneavoastră ar trebui să vă duceți pe stradă și toți oamenii să se ducă pe stradă și să acolo să vedem dacă, într-adevăr, primarul e bun sau nu e bun. Eu vă spun sincer, eu am văzut că viceprimarul Vladu e mai activ decât primarul. Pe cuvânt, eu văd presa locală, e pe stradă, se întâlnește cu oamenii, a fost cu galeria, mai are niște pensionari care se vede. Primarul nu, l-am văzut pe nicăieri. Primarul a văzut că își frânge niște dește în conferință de presă, podurile peste semne suflete. Semne de nervozitate. De nervozitate, poduri peste suflete, poduri peste inimi, poduri... Să mă ierte Dumnezeu, dar nu e comportament de primar, adică e comportament de om cu probleme. Ați spus că l-ați văzut mai activ pe... Alexandru Vladu l-am văzut mai activ. Alexandru Vladu, domnul primar Nicolae Barbu a spus în conferință de presă că sunt acțiunile comune și este foarte bine că este Alexandru Vladu, că este mai băgat în seamă de presă, dar că îi pare bine. Sunt acțiunile lor acolo. Da, mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Alo? Bună seara! Alo, bună seara, stimată doamnă! Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Vreau să zic că vă urmăresc în fiecare seară, adică în fiecare seară, de fiecare dată când aveți emisiunea, cu mare plăcere. Acum vă cred că mă urmăriți, pentru că dacă spuneați că în fiecare seară nu vă credeam. Da, îmi cer scuze. Mulțumesc! Ce vreau, în legătură cu ceea ce a spus și dumneavoastră și dânsul, pentru locurile de muncă, cum a zis și dânsul, care 7.000 sau 700 de locuri de muncă? Că dânsul a promis... 7.000, nu 700. Poftim? A spus 7.000, nu 700. 7.000, care 7.000, doamnă? Că 7.000, dacă aia 7.000 de locuri în Giurgiu, nu mai era atâta sub... Asta vreau să zic eu, nu cred că are orașul 7.000 de locuri de muncă, toate. Păi asta, vreau să vă spun că mă duc în fiecare miercuri la Somaj și nu găsesc loc de muncă. Eu sunt de 3 ani de zile indemnizat de Somaj și nu găsesc numai la București. În orașul ăsta, unde să te duci? Da, totul e mort. El a promis în campanie că face, că domnule, facem locuri de muncă, creăm pentru tineri. Care tineri? Că uite și eu am 27 de ani și n-am loc de muncă. Mă ține ai mei, bătrân. Păi, n-ați avut noroc de unul dintre cele 7.000, ce să zic. Da, să știți că în situații... Mai să gândește și la noua candidată. Păi ce crede, că mai prostește lumea cum a prostit? Am zis și noi să fie mai bine, dar să sincer să fiu, era mai bine pe timpul lui Iliescu. Erau locuri de muncă cât erau alte... Era. Mai curat sincer, cel puțin. Că am ajuns să trăim și ziua asta. Aveți dreptate. Din păcate vă spun ca unul care l-am criticat pe Lucian Iliescu, din păcate aveți dreptate. Ați început nu războiul să fie. Erau locuri sincer de muncă, cât de cât erau locuri de muncă și curățenia în oraș foarte mult față de ce acum. Dacă vedeți ce acum e jale. Da, între blocuri, sticle și am fost eu vin să de pe, mă angajez de pe tineretul da, acum. Și vreau să vă spun că nu, zice, nu mai sunt locuri de muncă, du-te în audiență la primar. Păi ce să țin la audiență la primar dacă m-am dus acum câteva luni în urmă și mi-a zis, domne, du-te fă o cerere că nu știu dacă mai angajez. Păi dar tu ca primar nu știi exact ce locuri, dacă mai au nevoie. Și nu angajează. Am fost, mi-am depus cerere peste tot.
Da. Din păcate aveți dreptate, ce să zic. E mai rău decât pe vremea lui Ciriscu. Am trăit să o spun și pe asta și să o au și pe asta. Vă spun sincer că singura soluție e să ții inima întâi, să pleci la București. Acolo cât de cât mai găsești, ca spălătorie, ca la păstrat, de la mătură, cel puțin e salariul mult mai mare. Aici în oraș 5 milioane, 6 milioane, acum cât s-a făcut minim pe economie, 700 sau cât s-a făcut. Așa este, aveți dreptate. Domnule deputat, dacă ieșiți seara în oraș și vedeți cât de trist este, este un oraș gri. Ca după război. Trist, cu orașul... niște tineri, câteva terase, și singurul mijloc de distracție și socializare. Este posibil așa da, ceva? Și vreau să mai zic ceea ce au făcut aceea de cu film. E pentru noi în oraș e foarte frumos. Avem și noi un cinema. Tinerii e foarte frumos, tinerii, dar locuri de muncă, nu filme. Tinerii liberali, elevii liberali, au studenții liberali au avut o acțiune în weekend. Am și fotografiat, am ieșit să mă plimb pe pietonală și era așa întuneric și undeva niște tineri râdeau. Nu știu, era un contrast extraordinar. Într-o liniște, într-un oraș trist, când ar fi trebuit să fie animația weekendului, se auzeau niște râsete ale unor tineri așezați pe scaune, vizionau un film în aer liber. Deci asta a pus un lucru extraordinar, frumos, frumoasă atmosfera, dar a scos în evidență negrul de jur. Când eram eu copil, mulțumim pentru telefon dumneavoastră, mulțumim că ne urmăriți și vă doresc succes să vă găsiți un loc de muncă. Dacă nu, nu vă pierdeți speranța. 7.000 de locuri de muncă ale primarului, sper să prindeți unul din alea 7.000 de locuri. Nu vă pierdeți speranța că sunteți tânăr și lucrurile se mai schimbă. Doamne ajută, să fie mai bine. Mi-aduc aminte când eram tânăr și erau și cinematografe, erau probleme și atunci. Da, erau și eu probleme mi-aduc și atunci. Adică nu era nici atunci așa o fericire și o dolce faniente, dar parcă acum, într-adevăr, orașul arată ca o lebădă violată de o mistreță. Pe cuvânt, deci arată oribil. Nu sunt nici străzile, nu sunt nici oamenii, nu sunt nici magazinele, nu sunt nici... Să mai citim din mesajele telespectatorilor. Domnul primar o să pornească arteziana de la Mihai Viteazu din parcul de Bobotează. Arteziana aceea, da, fântâna, făcută de Lucian Iliescu, care era... Acum, acolo se răcoreau copiii, se jucau, multă lume se concentra acolo. Acum mi-aduc aminte că a fost atâta discuție și cu arteziana aia, când a făcut-o, de ce a făcut-o, că nu știu ce, că... Dumnezeu, suntem oraș pe malul Dunării. Suntem pe malul Dunării. Eu nu zic că să nu facem economie, dar nu putem să facem economie de apă când trăim pe malul Dunării. Păi ăla de la Brașov și ăla nu de la... mai funcționează. Ce să mă... A, nu mai funcționează? Nu, de mult. A, e bine. De mult. E o chestie așa. Se vede ca un morman de fiare. Păcat, mie mi-a plăcut fântâna aia și n-am fost de partea celor care au criticat-o. Mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara, doamnă, bună seara, domnul deputat. Bună seara și dumneavoastră. Să trăiți. Eu mă numesc Dincă. Domnul am fost odată profesor. Cu respect, bună domn seara, profesor. Bună seara, să trăiți, picioare, domnule profesor. Cu respect, domn profesor. Hai loc. Mulțumesc, domn profesor. Cu respect, domn profesor. Sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Cum sunteți cu inima? Asta e o problemă. Asta e o problemă. În curând împlinesc 20 de ani de la operație. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domn profesor. Așa că mai am ceva. Da. Domnul deputat, ca pensionar, eu știu că după 42 de ani de activitate am dat statului impozite peste impozite. Ia uite că acum la pensie mai dau eu și alții, bineînțeles, alte impozite. Care e logica aceasta? Una, a doua, dacă dăm impozite, odată cu mărirea pensiilor, cred că trebuie să mărească și plafonul de impozitare. Dar plafonul rămâne același. Da. După 40 de ani am făcut și eu o cerere și să mă duc tot pentru inima mea, care e cunoscută așa. De la sala aia numărul 11, când aveam acolo niște elevi.
cu dirigintele la zimnicarul. Săracu. Da. Și am obținut un bilet. M-am dus să-l plătesc. Surpriză. 50% din pensie. Acum pune o întrebare. Ce să înțelege, domne, 50% din pensie? Adică te-am pus o întrebare. Așa răspunsul. Vă rog să-i răspundeți domnului profesor. Domn profesor, vă spun sincer că nu sunt un specialist în sistemul de pensii, dar pentru dumneavoastră, în primul rând că am emoții că m-a sunat, trebuie să-mi cer scuze dacă greșesc, de la început vă spun. Dați-mi, vă rog frumos, aveți același număr de telefon de acasă, că eu l-am numărul dumneavoastră de acasă. Exact, exact. Uite, când se termină emisiunea, vă dau un telefon și mâine ne vedem și vedem cum... Hai să vă spun eu acum. M-am dus să plătesc. Am două și opt salonul de pensie, 5% din ceea ce am încasat. Așa nu? Logic. Nu. Ce 50% din brut. Dom'le, e logic, nu iau și dau. Da. În ce sat suntem noi, dom'le, aici? Suntem mai un... putea să spună 90% din... Net. Și dăm 90% din net. Din net, da. Aveți dreptate. Aveți dreptate, ce să zic? Da. Aveți dreptate. E posibil așa ceva? Da. Acum, trebuie să lau ce de lăudat. În ultimii 3 ani de zile, guvernul tot a încercat să crească și salariile, să crească și punctul de pensie, să mai scadă și impozitele. Nu le reușește, pe toate că niciun guvern nu le reușește, domn profesor. Dar se zbate, să știți, că oamenii ăștia care sunt acolo, cât îi înjurăm noi, că îi mai înjur și eu și dumneavoastră, uneori pe bună dreptate, să știți că se zbat și rezultatele. Statistica ne spune că guvernul e pe un drum bun. Acum, anomalia asta, sunt de acord cu dumneavoastră că e o anomalie, nu știu să vă răspund, nu vreau să vă spun o prostie din respect, în primul rând, n-aș vrea să vă spun o prostie. Dați-mi voie după emisiune să vă sun și ne lămurim în cursul zilei de mâine. Bun, bun, vă mulțumesc. Cu respect, domn profesor. Vă mulțumim și noi pentru telefon. Mulțumesc, domn profesor. Sănătate și succes. Doamne ajută, numai bine. Sănătate, domnule profesor, mulțumim pentru că ne urmăriți și aveți încredere. Are dreptate, are dreptate, domn profesor. Cum să ia banii din ce nu încasează din... Cine face jocurile în țara asta, așa cum se prezintă acum? Mai este România o țară guvernată? Mai știe cineva de strategia națională pentru dezvoltare durabilă? Păi, Ministerul Dezvoltării din România, dar trebuie să știe de strategia de dezvoltare durabilă. Onor domnul ministru care fuse și săduse. Vorbim serios, România e o țară guvernată. Din păcate, suntem și noi într-un proiect european, suntem partenerii transatlantici, trebuie să ținem cont de recomandările pe care ni le fac partenerii noștri, suntem sub scut, ne-a băgat domnul Băsescu sub scut și suntem sub scut acum, vrem nu vrem, suntem țară care găzduiește baza NATO. Sperăm să nu ne dea nimic, nicio bucurie, să nu ne facă Ucraina nicio bucurie, că de la noi și până la granița ucraineană sunt 340 de kilometri, dacă aruncă la o bombă. De la noi, de aici, poate. O trage cu praștia de pe granița. Da. Ca Giurgiuvean, ce părere aveți despre edilul nostru șef? Am o părere așa de bună, de mi-ar trebui 3 emisiuni să o spun. Tocmai am spus ce părere am despre V-am edilul dumneavoastră. Da. Pare, cred că a venit mai târziu la emisiune respectatorul sau doamna respectivă. Am o părere proastă, o spun de 3 ani de zile că am o părere proastă. Dumneavoastră la început nu m-ați crezut, după aia v-ați mai probabil că nici acum nu mă credeți. Eu vă spun că dacă mergem pe stradă... Dom'le, eu nu l-am votat. Serios, pentru mine nu este o dezamăgire. Eu am oameni... În sensul că n-am avut așteptări. Eu am oameni care sunt vincitorul, le-am spus că nu e... că nu are caracter. Îmi cer scuze că folosesc această apreciere într-o emisiune de televiziune, dar asta am spus. Omul nu are caracter. Nu știu. Are, n-are... Păi uitați-vă ce spune, că el l-a făcut pe Florian Nicolae deputat. Când el știe că a fost la masă cu mine și cu Florian Nicolae și s-a rugat de Florian Nicolae să se retragă, spunându-i că sondajele spun că stă el mai bine. Sondajele nu spuneau că stă el mai bine, dar, mă rog, Florian l-a luat pe încredere și a zis hai să fie așa. De unde adică puteți să demonstrați că sondajele nu spuneau asta? Aveți probe în sensul ăsta? Că eu sincer să fiu, nu mai am sondajul de atunci. Că nu m-am gândit să-l țin. Nu m-am gândit niciodată că un om care îl faci primar să apucă să spună după 3 ani de zile că el a ieșit primar, că merită să iasă primar. Dar am să mă străduiesc un pic să aduc un martor.
la discuția asta. Da? Că am mai fost vă așteptăm un martor, cu martorul. Da. Și vreau să vă spun că și deputatul Marin Anton, care la vremea era șeful PDL-ului, știe de aceste discuții, pentru că dânsul trăgea foarte tare de mine să candidez eu la primărie și el a fost la curent cu tot ce se întâmpla atunci între Florian Nicolae. Și de ce n-ați candidat? N-am candidat pentru că, sincer să fiu, nu m-am simțit sprijinit de unii din local, unii oameni de aici. Spre surprinderea mea, că tot am adus discuția, am adus vorba și trebuie să spun adevărul, Marin Anton mi-a făcut atunci o propunere foarte generoasă, a zis că oricât ar costa campania electorală, o susține el numai să candidez. Din păcate, nu au fost foarte mulți care m-au sprijinit atunci și nu m-am simțit susținut. Da. Mai avem un telefon, domnule deputat, de asemenea multe mesaje de la telespectatori. Bună seara! Bună seara, bună seara, doamna Drăgulin, bună seara, domnul deputat, Florian Velicu sunt. Bună seara, consilierul local, Florian Velicu. Bună seara, domnule consilier. Revenit. Vreau să-i pun o întrebare domnului deputat, că oricum are experiență în ceea ce înseamnă administrație publică. Ce părere are că în Consiliul Local din 16 octombrie, de când eu am revenit, se mențin pe 20 de mandate valide obținute în urma alegerilor din 2012, 20 plus 1 consilieri care votează? Adică 21 de persoane trecute pe procesul verbal în calitate de consilier pe 20 de mandate. 20. Unul în plus. Avem unul în plus. Acum, domnul Velicu, vreau să vă aduceți aminte că eu v-am spus când v-au dat afară din Consiliul Local că v-au dat afară ilegal și că vor trebui să vă primească înapoi, că procedura n-a fost respectată. Doi, e secretarul primăriei care trebuie să asigure legalitatea actelor emise de Consiliul Local și trebuie să fie de asemenea supervizată de prefect. Eu nu cred că prefectul județului, doamna prefect, nu cred că încalcă legea. La primărie n-am nicio garanție acolo, nu mă știu exact ce să... Cu barbul e posibil orice. Nu, trăim într-un dosarele X acolo, orice e posibil. Dar cum adică 21 de oameni sunt, semnează 21 de consilieri pe foaie? Da, pe foaia da, de prezență sunt 21 de semnături? Are trecut cu e ca în Stan și Bran. 21 de nume pe 20 de mandate valide obținute în urma alegerilor din... Bănuiesc că vorbiți de domnul consilier Georgescu, nu? Al 21-lea. Nu. Domnul consilier Georgescu și-a dat demisia, dânsul a candidat independent. Știu, deci da. Locul dânsului, dar cine de al 21-lea? Mandatul dânsului nu poate fi decât ocupat în urma alegerilor parțiale. Și cine al 21-lea? Al 21-lea este cel care a venit în locul meu, supleantul, și care a rămas după ce eu am obținut hotărâre definitivă. Până ieri, când ieri, vreau să vă anunț în premieră că am obținut hotărâre definitivă de excludere șapte. Adică doamna prefect, exact ce spunea dumneavoastră, a comis-o, atacând pe niște motive puierile care nu stau în picioare, iar instanța mi-a dat dreptate în soluție definitivă ieri, dar trebuie să nu uităm un lucru. Toate aceste aspecte le-am gestionat pe cheltuiala dumneavoastră, pe stresul meu, ca să le demonstrez că sunt în cu totul și cu totul altă zonă decât cea legală. Iar credeți-mă, am energie să mă lupt cu ei până la capăt. Asta eu mă bucur să aud asta. Da, s-a aflat într-un proces. Mulțumim pentru exclusivitate, domnule consilier. Mulțumesc, domnule consilier. Eu sper că până la urmă să vă câștigați dreptatea, pentru că eu știu atunci și dumneavoastră și celălalt coleg al dumneavoastră care a fost de asemenea. Nu, eu mi-am câștigat-o. Problema este că cei care sunt responsabili conform legii de respectarea legalității, și aici mă refer la secretar și prefect, și-au încălcat atribuțiunile și vorbesc în cunoștință de cauză. Păi ar trebui să sesizați corpul de control al Ministrului Administrațiilor? Ce anume? Ar trebui să sesizați corpul de control al Ministrului Administrației și Internelor? Nu e timpul trecut și o să o fac și pe asta. Păi nu, trebuie să o faceți dacă... Păi nu se poate să fie un suplan. Deci, în momentul instanța ieri mi-a dat dreptate că eu am dreptate, iar acea persoană este menținută... Dar știți care e distracția de acum încolo, nu? Știți care va fi distracția de acum încolo? Că dacă ați obținut asta în instanță, toate hotărârile pe care le-au dat Consiliul Local cu acel consilier înăuntru, să nu le... Domnul Popa, eu am atras atenția de, cred că, jumătate din firele albe care le am în cap în momentul ăsta, îmi cer scuze că e o exprimare plastică, dar este reală,
Am atras atenția de nenumărate ori în ședințele de Consiliu când domnul Barbu râde în colțul gurii și a spus că nu e de râs absolut deloc. A trebuit să se gândească de două ori înainte de a râde în felul ăla, pentru că toate hotărârile sunt lovite de nulitate, ele nu trebuie decât trebuie sesizată de o persoană interesată în instanța, iar instanța le consideră nule în secunda 2. Da. Pentru că au fost adoptate cu o majoritate constituită nelegal. Dumneavoastră trebuie. Dar vreau să vă spun că eu am făcut plângeri la doamna prefect, i-am atașat și procese verbale în care îi arătam și îi solicitam, conform prerogativelor pe care dânsa le are, să atace la instanța de contencios toate hotărârile adoptate cu acea majoritate pe motiv de nelegalitate. Uh-huh. Dânsa mi-a trimis niște răspunsuri de a râsul plâns. Ce zice? Adică, dânsa îmi spune că în conformitate cu articolul 123 din Constituția României, prefectul are dreptul să atace, să suspende, adică eu întreb de mere, dânsa îmi spune de pere. E, vreau să-i spun acum, în premieră, probabil că știe că și dânsa a fost în proces și a respins instanța acțiunea, mi-a dat dreptate numai mie, deci a fost în procesul ăsta intervenient Consiliul Local, da. Gărgărea cel care a venit în locul meu și care trebuie să plece, eu și primăria. La toate celelalte trei părți li s-a respins acțiunile, mie mi-a fost admisă și s-a dat soluție definitivă. Adică, pe românește, domnul Gărgărea, începând de ieri, trebuie să uite că a fost vreodată consilier, trebuie să dea banii înapoi. Asta vreau să zic. Distracția este că trebuie să dea și indemnizația înapoi. Și nu știu dacă o să o dea și dacă nu o să o dea. O să dea indemnizația înapoi sau cine a tolerat această situație? Nu, nu, nu. Cine a tolerat urmează un alt proces. E alt proces. Este abuz. O să... Iar oamenii care au considerat că eu o să zic, bă, ia mai dă-i încolo, nu sunt făcut să fac asta. Deci eu am un orgoliu destul de bine conturat și renunț numai atunci când vreau eu. Când nu vreau, nu renunț. Și nu vreau de data. Eu vă doresc succes. Bine, eu vă urez o emisiune frumoasă în continuare. Mulțumesc. Și mi-a părut bine că v-am văzut. Sunteți un om puternic, mulțumesc, domnule Velicu. Trebuie să sesizați corpul de control al ministrului de interne, v-am spus. Mulțumim că nu pentru cred că telefon. Gabi, și faci astea, seara. Gabi Oprea nu cred că cred că iartă pe nimeni. E un tip foarte... Ferm, da, știu, are. știu. Da. Mulțumim și pentru exclusivitatea aici în platoul E Timpul să vorbim. Da, domnul consilier Florian Velicu a venit de mai multe ori în platoul emisiunii. L-am luat în serios pentru că eu, domnia sa știe ce, adică nu minte cu nimic. Am fost la ședințe de Consiliu Local când se scria procesul verbal de ședință, da, și spunea săracul în gura mare, câți consilieri suntem? Ia mai spuneți o dată, cât ați scris acolo? Îl ironizau, o chestie foarte urâtă. Deci, vreau să vă spun. Ori omul a mers pe drumul lui și a câștigat, avea dreptate și am crezut chestia asta de la suntem început. Suntem în interiorul unui abuz. Cel puțin secretarul primăriei are o problemă dacă domnul consilier Velicu a câștigat în instanță și cred că a câștigat în instanță, că nu a câștigat, fost foarte greu să ne... Nu, dar da. Nu e... Nu era foarte greu să câștige, mai ales că dreptatea era de partea lui. Dar așa cum spune, pe timpul său, problema pe banii săi, pe... Da, problema e că a pierdut un an de zile sau stres, poate chiar mai bine de un an și ceva, de când se tot judecă. Stres, și, mare stres, da. Stres și până la urmă nu are niciun motiv să-i lase. Face da. Foarte bine. Da. Niște daune morale nu iar strica. De eu nu înțeleg cum prefectul și cum secretarul admit... E, nu înțelegeți. Pentru că, mă rog, într-o țară în care în fiecare dimineață DNA-ul are câte un breaking news, să semnezi o listă de consiliu local cu 21 de oameni e un pic cam sport da. Extrem. Să mai citim dintre mesaje. Domnule Popa, pe cei de la PPDD i-a ajutat în cele din urmă, se referă probabil la primar, i-a luat la PSD. Avem 3 ani de când Giurgiu nu numai că a stagnat, ci a involuat. Mai puține locuri de muncă decât în 2012, străzi mai proaste, lume de busolat, așa am văzut și Doamne, eu. Haideți să explicăm un pic cu locurile de muncă, pentru că unii oameni, primarul spune ceva, deputații spun altceva, nu știu, alții spun altceva. Locurile de muncă sunt apanajul celor care au banii, respectiv administrațiilor locale, județene, naționale.
în ședințele mari ale partidului de guvernământ, fie PSD, fie PNL, când se întâlnesc toți liderii ăștia partidului odată la 3 luni, la 4 luni, acolo e momentul în care fiecare se duce cu câte o mapă de proiecte la premier, la ministru de finanțe și începe și îl roagă, domnule, dă-mi și mie bani cum ar fi podul de la Grădiniștea, dă-mi și mie bani să fac și eu apă și canal în județ, dă-mi și mie bani să fac și eu asfalt. Domnul Barbu, când a venit din funcția, din statutul de independent, a trecut la PSD, spunând că dacă nu face asta, nu o să aibă bani, a venit pe o înțelegere cu Liviu Dragnea. Astăzi nu poate să vină să ne spună că n-a avut ce să facă, pentru că dânsul de-aia a venit. Și Liviu Dragnea a venit la... Da, a adus 100 de milioane. De lei vechi, repet, că eu nu cred că a adus 100 de milioane de euro, că nu sunt banii pe stradă. Sau ar dacă fi reconstruit orașul, așa spunea un telespectator într-un mesaj. Păi gândiți-vă un pic, dacă ar fi avut 100 de milioane, dar nici nu vreau să-mi calculez. Domnul Popa are dreptate. Primarul a fost mai mult globetrotter. A încercat și Iohannis cu prima doamnă chestia asta, dar până îl ajunge pe Barbu, mai are. Din păcate pentru giurgiuveni, domnul Barbu a fost mai mult plecat. Eu mi-aduc aminte că prietenii mei din Giurgiu, în lunile de iarnă, de Crăciun, când vorbeam cu ei, întrebam ce mai e pe la Giurgiu și când duceam vorba de primar, de președintele Consiliului Județean, spuneau despre Barbu că el a schiat în Austria. Era, cum să zic, era o marcă registrată faptul că primarul se duce iarna la schi în Austria. Păi, n-are voie să meargă la schi în Austria, are voie, orice om domnule are un contact, deputat. Da, orice om are un concediu de iarnă și un concediu de vară. Nu e nimic anormal, da? Dar nu poți când te caută oamenii să fii în concediu când tu știi că ai audiențe pe un an de zile de acum colo programate. Părerea mea că nu poți. El poate crede altceva, da. Domnul primar e pus acum numai să facă rău pentru că știe că nu o să mai ia primar. Este și senzația mea că omul știe că nu mai iese nimic și din cauza asta merge la rupere. O să fie primar domnul Vladu. Domnul viceprimar Vladu. Nu știu dacă va candida domnul viceprimar Vladu, că nu prea văd de la ce partid să candideze. Deci prima dată că nu zic că nu vrea. Am înțeles că vrea să candideze, dar cred că are o dificultate în a merge pe listele unui partid. Dacă vrea să meargă independent, figura asta, eu îi spun public acum că figura asta a omorât-o Barbu cu independentul și de acum 20 de ani înainte la Giurgiu nu mai merge cu independenții, că i-a nenorocit Barbu. Fără prietenii cu domnul deputat, altfel te așteaptă excluderea din partid. Nu înțeleg mesajul, nu știu la cine se... fără prietenii cu domnul deputat. Nu știu, eu sunt prieten cu foarte mulți oameni. Poate se referă... nu-mi dau seama. Nu știu ce se referă. Nu înțeleg. Avem un telefon, domnule deputat. Bună seara! Bună seara, domnule deputat! Să rămână, doamnă! Am și eu o rugăminte să vă spun. Nu-mi place ce se întâmplă. Sunt PSD-istă de când sunt și toată familia mea. Nu-mi place ce se întâmplă și cum își bate joc domnul acesta președinte Iohannis, domnul Ponta, neapărat să vie PDL-ul iar la putere. Oare nu știm ce am tras? Cum te rezistați? Caută să-l bage în pușcărie, cum l-a băgat și pe domnul Adrian Năstase, nevinovat, și câte și câte, și mă mir că nu ați dat drumul, ați avut 3 ani de zile la timp să dați drumul la toate legile astea care să ne astupe gura la pedeliștii ăștia. Îi văd când iese la televizor toți și vrea să apuce ciolanul, cum să zice vorba noastră țărănească, și nu dă voie decât numai ce vrea el. Ăsta e mai nenorocit decât Băsescu. Mă rog, aveți dreptate în mare parte. Cred că atacul împotriva lui Victor Ponta este un favor pe care niște structuri vor să le facă lui Klaus Iohannis. Nu cred că e normal ca procuratura să dea jos un guvern, indiferent că e vorba de Victor Ponta, de Box sau de orice guvern ar fi în România. Cred că guvernele sunt votate, partidele sunt votate de oameni în campanie, în Parlament, și apoi Parlamentul alege primul ministru. Domnule, dar chiar vă rog, dar ce putere are chiorul ăsta, Băsescu ăsta de nevoie? Vă rog să vorbiți frumos. N-ați fost atent la un... când vorbea Elena Udrea că până să nu cadă la pușcărie, că Iohannis e un nerecunoscător, parcă nu știe toată lumea că s-a pus mașini și spre seară când
cheie votările, plătiți de Udrea, de Băsescu, ca să ia Iohannis. Știți, da. Toată lumea bate la ușchi, toată Europa. Ce atâta putere trebuie să aibă acest Băsescu? Aveți dreptate, eu, și eu cred că Traian Băsescu... Vrea să intre el premier, cum spunea și la televizor, că... să-i dea cu facă sânge în gură lui Ponta, fără rușine, fără nimic. Și doamna Ciove și asta nu-i face nimic lui Băsescu, chiar că și s-a luat și doamna Gabriela Firea. Dacă eu aș jigni și aș face, imediat m-ar aresta. Dar pentru el chiar nimic să nu-i facă. Fratisul a scăpat, pe Videanul a scăpat, pe Udrea a scăpat-o, pe toți și-l bagă pe domnul Victor Ponta. Chiar bate la uchi. Toată lumea știe că e prefecătorie ca să-l bage, să-l bage pe Băsescu premier. Doamna... Și... Doamna, asta e mai greu, nu știu dacă... Nici care prune în gură, nici nu știe să vorbească, l-a băgat Chiorul și cu Udrea și cu Videanu și cu... Haideți să vorbim frumos că a fost președintele României. Toată țara a furat-o! Da. Doamna! Toată țara a furat-o, ea a furat tot și acum a furat domnul Victor Ponta și cum fi furat și el, dar n-a furat cât ei dă-i dracu de aici de nenorocire. Vă rog frumos să vorbiți frumos că sunteți la televizor. Da, haideți să nu... Doamnă, vă întreb și eu. Doamnă dragă, în primul rând, vă mulțumesc că ne urmăriți și vă întreb așa. Doamnă, mai aveți răbdare, nervi să urmăriți politica de la vârf, de la televizor? Să știi că câteodată mă ia inima și așa sunt bolnavă cu inima. Păi protejați-vă, doamnă! Aș fi în stare și am scuipat televizorul decât îl văd că el a ieșit, domnul Iohannis a ieșit la televizor și a zis, că sunt un politruc. Păi chiar ne demonstrează că-mi comandă Băsescu, că-mi comandă Anastasia, că-mi comandă Videanu, că-mi comandă nu știu cine. El nu e decât o marionetă care îl dă ăștia de la PDL exact cum vrea ei. Dar un pic nu se gândește. Stai un pic, că ăștia au fost în creștere cu nu știu ce. A astupat atâtea găuri, domnul Ponta. Câte să mai astupe? A făcut atâtea. De ce să-l dăm jos? De da. Ce? Ce a făcut acest om să-l dăm jos? Doamne, știți că... Da, două, nu ține decât de mine și ea. Eu vreau guvernul meu. Atâta știe el să vorbească? Nu ce a făcut pentru România de când e? Acum... Trebuie să vă dau dreptate și eu, cred că e puțin forțată poziționarea domnului Iohannis. Pe de altă parte, Parlamentul e cel care demite prin moțiune de cenzură guvernul și nu altcineva. Cât privește ajutorul pe care l-a primit Klaus Iohannis de la Traian Băsescu, sunt de acord că l-a primit și în campanie toate ieșirile lui Traian Băsescu au fost împotriva lui... A zis să facă Elena Udrea. Deci este un nerecunoscător Iohannis câte am făcut pentru el și acum ai de la o parte. S-a făcut și câteva luni că nu-l bagă în seamă pe Băsescu și când colo e mână în mână, domnule, dar nu vede toată lumea, chiar așa? Da. Doamnă, mulțumim. Despre Giurgiu, ce părere aveți? Scurt, scurt! Cumpărat fiii mea o casă pe liniștii. A fost... Odată a fost o canalizare până să nu se facă canalizările astea și chiar așa, că e 7 case pe străduța aia, strada liniștii, domne, lumea până să nu se facă canalizare, au haznale, au nu știu ce, toată mizeria în șanțulețul ăla, s-a lăsat gardul, i-a căzut gardul copilului. Astea, că nu astupă nimeni, nu mai e canalizare, dar nu vine și ăștia de la apă, știe să ia apă, știe să ția banii, știe să-ți faci contract cu ei. E o mizerie și o nenorocire, sunt țari, microbi și toate alea, că toate haznarele sunt acolo în canalul ăla. Mulțumim dar, pentru... Înspre șosea. Doamnă, știm situația. E față e liniștii cu uzina de apă, cum să vă spun, cu zoboziei. Da, mulțumim mult pentru telefon, mulțumim fiindcă vă uitați la noi. Să se ia măsuri, să se... Lăsați că și executivul primăriei, doamnă. Să ducă la canalizare, să scăpăm și noi de mirosul ăsta. Doamnă, și executivul primăriei ne urmărește, vă asigur. Poate vă aude și... Am fost în audiență și la domnul primar și i-am spus și degeaba, nu s-a rezolvat nimic.
Da. L-ați prins pe primar în Giurgiu? Poftim? L-ați prins în Giurgiu pe primar sau ați fost la... la Viena. L-am prins aici la Viena. L-am prins aici. Mulțumim pentru, bine, doamnă, pentru telefon. Seară bună. Sărumână. Podul de la Grădiștea nu se va face. Sunt interese mari legate de șpăci date de firmele de transport e rutier posibil, pentru licitații, licențe, etc. Nu are nimeni interes să refacă prima linie de cale ferată din Regat. Am mai primit acest mesaj și într-o altă emisiune, probabil telespectatorul nostru știe ceva despre asta. Dom'le, situația de la Giurgiu ați văzut-o, da? Ce părere aveți de situația, că îmi spuneați de asemenea, spunem ce vorbeam și eu de record, mi-ați spus înainte de emisiune ce se întâmplă cu învățământul la Giurgiu și profesorii, ce părere aveți? Păi, nenorocire, 29,23% dintre cei care au dat bacul au trecut linia de sosire, ca să zic așa. Eu am tras acest semnal și de alarmă. Și l-a definitivat. Uitați-vă la același procent. De 19 candidați din 65 a reușit. La profesori. Gândiți-vă că am tras acest semnal de alarmă în 2013, dacă nu mă înșel, am dat un material în presă locală, un comunicat atunci și unii m-au luat în râs. Am spus, nu e vina elevilor. Asta am spus nu și e eu. E vina elevilor. Și e vina. Au și elevii partea lor. Au de și vină, elevii partea treabă lor de vină, educație, de timp. Au și elevii de partea lor de vină. Dar nu se poate că în momentul în care politizezi toate funcțiile, de la directorul școlii până la femeia de serviciu într-o școală, într-un liceu, toate sunt puse domnul pe carnet de partid. Din 125, da? De profesori care și-au depus dosarul pentru definitivat. Dom'le, 16. Da, acum vă mai spun ceva. Lucrurile astea se întâmplă de 25 de ani. Lucrurile astea se întâmplă de 25 de ani. Peste câțiva ani copiii noștri nu mai au profesori. Și asta dar o știu de la cadrele viitor, didactice. Pentru că în momentul în care nu învață nimic, nu au unde să se angajeze. De dacă ce e Giurgiu ultimul? Pentru că aici s-a politizat totul. Totul. Cred că și femeile de serviciu, dacă le cau, sunt înscrise și alea la PSD. Sau la UNEPR, sau la PLR, sau la PC. Ele sunt înscrise undeva. Deci nu se poate așa ceva. Profesorul, în momentul în care știe că l-a pus partidul acolo, e teoria hazardului. El nu mai face nimic pentru că știe că îl ține partidul, are partidul în spate. Și examenul de ce nu pentru îl promovează? Nu, pentru că are partidul în spate? Da, pentru că examenul nu mai are niciun interes. Nu mai are niciun interes. Uite, l-am avut mai devreme pe domnul profesor Dincă. Păi să da, Dumnezeu. Da, îmi pare rău că nu l-am întrebat pe domnul profesor ce părere asta are să zic. Pe poate minunatul domn profesor. Păi da, exista la domnul profesor da, să zică că l-a sunat la cineva de la vreun partid, de la Doamne ferește. Dar nu în primul rând. Noi avem noi bani să ne susținem copiii. Nu îndrăznea nimeni să se gândească la așa ceva. Pentru că oamenii ăștia aveau o greutate proprie. Astăzi profesorii sunt președintea organizației de femei de la partidul X, vicepreședintele de la partidul Y, cred că directorul îl punem pe ăla că e al nostru, că e de 3 ani cu noi la partid și am făcut opoziția cu el, domnule, nu putem să-l lăsăm afară. Păi stai mă, domnule, un pic, că dacă a făcut opoziția cu el, nu înseamnă că trebuie să-i dăm viața și destinele a mii de copii pe mână, doar că a fost la noi cu noi niște ședințe de partid. Eu sunt de acord să fac echipă și să-mi țin aproape partidul, dar nu cu orice preț. Am ajuns de râsul orat, de râsul României cu rezultate la BAC și nimeni nu face nimic. Toată lumea se culcă. Dacă mă întrebați, eu nu știu, a luat cineva vreo măsură, a chemat cineva, a făcut vreo ședință la inspectoratul școlar, e un inspector tânăr, Gigi Oprișan. Foarte bine, jos pălăria, e bine că s-au mai schimbat inspectori. Are gânduri serioase, l-am avut tip serios. Nu, e un tip serios. Dar are nevoie de susținere, lăsați-mă. Dar nu poate să facă nimic. Pentru că primește de la partid lista cu profesorii, pe ăsta îl pui director la Maiorescu, pe ăsta îl pui director la școala 7, pe ăsta îl pui director la nu știu care. De unde știți? Păi că am fost și un partid. Eu nu vin de la farmacie. Așa se întâmplă. N-am lucrat la brutărie, nici la fabrică, nici la butelica. Păi nu, că în loc să tragă un semnal de alarmă, primarul de municipiu a făcut conferință de presă să ne hâhâim de acțiunea deputatului. Ia spuneți-mi și mie, care e treaba cu oamenii ăștia doi? Care dintre ei? Care doi? Primarul și cu... Și deputatul Florian Nicolae. Păi primarul știe că Florian Nicolae e următorul primar și din cauza asta l-atacă, că n-are, dacă n-ai ce să spună după asta. Nu, hai să fim serioși în discuție. Pe cuvântul meu de onoare, eu spun sincer ce cred, eu după pentru, de ce nu răspunde? Deputatul e liniștit, își vede de acțiunile lui, de treaba lui. Face.
Foarte bine face. Primarul trebuie să, nu trebuie să se ia nici de deputatul Nicolae, nici de deputatul Popa, nici de deputatul Popescu Ionescu. Trebuie să spună oamenilor la conferințe de presă, asta am făcut săptămâna asta. Deputatul poate să dea peste cap să facă ce vrea el. E treaba lui de deputat. Răspunde în septembrie, noiembrie când candidează el, în 2016, dacă candidează la parlamentare sau unde candidează el. Primarul trebuie să dea socoteală Giurgiuvenilor cu ceea ce face. Nu să se preocupe de dumneavoastră, că am văzut că v-a luat într-o dată, mai avea puțin să sară și la bătaie. Păi este comportament de primar. Păi să mă ierte Dumnezeu, unde s-a mai pomenit așa ceva? Da, tot campanie electorală era și atunci. Ce mai? Stați puțin. Atunci era, domne, eu eram în campanie electorală. Nu se poate deși așa acuzații ceva. Și jigniți și atitudine față de mine, ca și femeie. Nu, n-am înțeles. Și dacă era bărbat, să zic, domne, nu avea să voie spună, ca primar să agreseze un jurnalist. Este inacceptabil acest comportament al primarului. N-are legătură cu dumneavoastră, cu el, cu X sau cu Y. Primarul nu agresează jurnaliști. Jurnalistul este cel care comunică opiniei publice ce face primarul. Dacă dai un brânci jurnalistului, înseamnă că tu dai un brânci opiniei publice. Este inadmisibil comportamentul ăsta. Cum să spună că nu ești pe domeniul public? Păi stabilește primarul care e domeniul public și care nu e domeniul public. Era. Adică stabilește ce e de interes public. De interes public e și când se duce primarul la baie, dacă nu știe primarul, îi spun eu. Ești când e la baie, trebuie să fie un jurnalist care să vadă că dacă stă o jumătate de oră mai mult la baie, e bolnav. Glumesc acum. Deci tot ce face primarul e de interes public, dacă nu înțelege, dar n-ai ce să discuți cu omul, că omul e de la butelii, nu vă spărați, mă face să vorbesc cu ori și nu vreau. N-am vorbit în viața mea. Da, vă rog să nu vorbiți urât în emisiune. Cum vedeți 2016, anul electoral? Vor fi două surprize mari la locale. Primăria va reveni lui Florian Nicolae și UNEPR-ul va fi al doilea partid în județ ca număr de voturi. De unde știți? Păi că îl cunosc pe Marin Anton foarte bine. S-a lipit acum și Luci Iliescu. Luci Iliescu nu mai are forță. Dar sunt prieteni. Nu mai are energie. Are o vârstă, nu mai are forță, nu mai are energie. Dar cum a plecat Iliescu de la PNL? Dar, în schimb, știința lui de carte și știința lui de administrație și știința lui de organizare politică nu... toate astea îl fac un combatant foarte puternic, un redutabil politician. Nu există nici la PSD, nici la PNL, nici la unde vreți dumneavoastră un om care să știe organizare politică cât știe Luci Iliescu. Nu știu dacă mai are energie, pentru că are o vârstă, v-am spus. Nu știu dacă mai are energie să mai facă toate astea. Haideți că cineva vă întreabă, e ultimul mesaj. Dar dumneavoastră, domnule Popa, ce puteți spune de plecarea din PPDD? Așa politică, a spus într-o altă emisiune domnul deputat. Doamne, sau domnule, nu știu cine semnează. Nu e semnat mesajul. Stimate telespectatori, eu nu am plecat din PPDD, eu am fost dat afară din PPDD de către domnul Dan Diaconescu, un gest pe care l-a regretat și el. Poate vă compătimea, ce să zic, nu știu. Nu, că nu vreau să fiu agresiv. Eu spun lucrurile pe nume. Așa s-a întâmplat. M-a dat afară din partid, am stat aproape un an de zile, am stat independent și după aia m-am întors la PSD, partidul din care plecați. Ia spuneți-mi și mie, Dan Diaconescu avea bani în punga aia pe care o țineați atunci? Da. Chiar erau bani? 2.370.000 de euro i-a scos din bancă. Da? 2.370.000 de euro de pe cardul soției lui. Da. Da. Ce soție bogată avea domnul? Eu cred că erau banii lui, nu cred că erau banii soției, dar oricum, au fost bani. 2.370.000. În cât timp i-a scos, că nu poți să-i scos de pe card? I-a scos că am stat noi în interior două ore și ceva am stat la bancă. Eu am fotografii. Într-o singură zi de pe card, eu știu că i-a anunțat cu o zi înainte că se duce să scoată banii. Eu am fotografii cu el, cu banii așa, un metru cub de bani pe o masă. Da, el stând cu mâna așa pe bani și eu i-am făcut fotografie, că eram sigur că toată România va spune că acolo au fost hârtii și că nu au fost bani. Și am fotografia, dacă cineva vrea, într-o zi o să o public. O să o arătăm aici în emisiune. Mulțumesc pentru prezența. Mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc tuturor celor care s-au uitat și care mi-au pus diferite întrebări. Am să-i sun pe cei doi domni mai... Musai, da, pentru că îmi pare rău că oamenii trec mai ales după o viață de muncă și o viață onorabilă. Vă întoarceți la Giurgiu? Candidați la Giurgiu? Nu candidez la nici o funcție în 2016, nici la locale, nici la parlamentare, nici măcar la prezidențiale, glumesc. Nu candidez deloc în 2016. Da? În 2016? Anul ăsta mă retrag de tot din politică. Anul acesta vă retrag? Pentru un an?
Să ne înțelegem, nu? Ați spus în 2016. Deci nu candidez deloc în 2016, nu candidez la nicio funcție. Nu cred. Vă retrageți pentru un an, eu așa am înțeles. Pentru un an, pentru mai mulți ani. Eu nu vă văd retras definitiv. Nu mai e, nu mă interesează. Și de regulă nu mă înșel. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care mi-au adresat și mesaje de simpatie și celor care m-au criticat, sper să... Nu prea v-au criticat, chiar nu. N-am văzut să vă critique. Am să mă străduiesc să fiu mai bun și celor doi domni am să mă străduiesc să le răspund după emisiune și în cursul zilei de mâine. Mulțumesc și vă mai aștept. Ați spus că veniți de câte ori sunteți chemat în emisiune. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit până la ora asta. Ne revedem luni la audiența. Până atunci, numai bine!